Bună ziua, bună ziua. Mă bucur tare mult că suntem astăzi aici împreună să vorbim despre aceste titluri noi, nou intrate în colecția de literatură română de la Humanitas. Și mă bucur foarte mult că am reușit să îi adunăm așa cumva de pe toate meridianele, pe autorii ale căror cărți vom lansa astăzi. E vorba despre Câinele Iubirii, romanul lui Sebastian Sif și Cartografia lui Dincolo, romanul Laurei Teila, care este și cea mai nouă apariție din seria Scriitor Român Contemporan de la Humanitas. Acum, trebuie să vă fac o mărturisire și anume că acestea sunt două dintre cărțile pe care le-am ales foarte repede. N-am stat foarte multe gânduri după ce le-am citit. Cred că a fost așa o dragoste la prima vedere față de ele. Și mărturisesc că nu e greu acest lucru. Deja sunt semne foarte bune, e o receptare bună, deși cărțile sunt acum foarte la început. Am să încep cu Sebastian în ordine cronologică, pentru că e prima carte care a apărut în serie. Mi-am dorit ca în această colecție să aduc mai degrabă voci distincte, foarte puternice, care să se impună pe piața de literatură română contemporană, care, așa cum ați observat probabil, este tot mai puternică și tot mai ofertantă. Nu am vrut un tip de literatură care să meargă într-o singură direcție sau pe o singură linie, ci mi-am dorit voci separate, puternice, teme de meditație diferite de la fiecare carte și, nu știu, sper să fi și reușit acest lucru. Romanul lui Sebastian Sif, Câinele Iubirii, te lasă să simți, cred că aproape la fiecare pagină, că avem de-a face cu un poet. Sebastian e poet, are deja două volume de versuri apărute și foarte bine primite de critică și de public. Și lucrul ăsta îl simți în roman, dar nu în sensul în care avem de-a face cu un lirism, nu știu, edulcorat sau sentimental, ci dimpotrivă cu o poezie foarte puternică, dură, tăioasă, necruțătoare uneori. Și spun asta pentru că o să vedeți aproape fiecare frază din cartea lui stă în picioare, e de sine stătătoare, așa ca un mic poem, pe granița aceasta dintre o proză foarte dură, care nu cruță nimic din slăbiciunile și suferințele umane, dar în același timp vorbește despre toate aceste lucruri cu multă căldură, cu tandrețe, cu umanitate, cumva pe o graniță pe care e foarte greu să te menții dacă nu ești un bun autor de proză și nu știi să-ți dozezi foarte bine emoțiile și tensiunea. Sebastian reușește să vorbească într-o dimensiuni relativ mici, într-o carte relativ scurtă, despre întreaga istoria secolului 20, povestea a trei generații, de fapt o poveste despre istoria mare și cum se reflectă ea în istoriile mărunte, individuale, în universul de zi cu zi din viața unei familii din călărașul comunist, că despre asta este romanul, și cum se reflectă toate aceste lucruri prin ochii copilului, apoi adolescentului și în cele din urmă ai maturului, ai adultului. E o carte foarte puternică și Sebastian e o voce și un nume de care sunt convinsă că o să mai auzim, dar altfel el are în pregătire un nou roman, pot să spun asta deja. Și vreau să vă spun că mă alătur și eu Adrianei Viter, care într-o cronică foarte recentă spunea că este cel mai impresionant roman de debut apărut în ultima vreme la noi. Despre Laura Teila, la fel am să spun că e o carte în legătură cu care m-am hotărât foarte repede. Mi-a plăcut foarte mult faptul că vine așa ca o gură de aer proaspăt în literatura română contemporană și asta se datorează faptului că Laura a trăit o foarte lungă perioadă de timp în afara spațiului românesc, a fost așa un fel de globetrotter academic, dacă vreți, și lucrul ăsta se simte foarte bine, pentru că e foarte bine acordată la toate obsesiile contemporane, la toate lucrurile care ne preocupă de fapt astăzi pe toți. E o carte făcută din mai multe părți, dacă vreți, cu o sintagmă care mi se pare foarte potrivită și aparține una dintre cei mai buni teoreticieni ai imaginii, e un fel de atlas interior. Sunt, de fapt, mai multe hărți, dar nu în sens obiectiv, nu sunt hărți concrete, nu e vorba de geografie obiectivă, ci sunt hărți interioare, subiective, ale unui personaj, Amalia, care traversează, la un moment dat, din viața ei, mai multe lumi.
nu vreau să mă lungesc mai mult, am tot vorbit despre aceste cărți și am să mă întorc și am să-i las acum pe cei doi critici pe care i-am invitat și pe care le mulțumesc foarte mult că sunt astăzi alături de noi, Tania Radu și Mircea Vasilescu, să vorbească despre cărți și apoi vom reveni la cei doi autori. Tania Radu.